doamnelor și domnilor. Pentru că povestea lui Omer e una sfâșietoare. El este unul dintre zecile, dacă nu chiar sutele, de ostateci, despre care ați tot auzit vorbindu-se de sâmbătă încoace. Cei care au fost răpiți din chibuțuri, din casele lor, din Israel și trecuți dincolo, în fâșia Gaza. Povestea lui Omer este tulburătoare pentru că, dincolo de imaginea care a făcut înconjurul planetei, cu el dezbrăcat într-o camionetă, înconjurat de teroriștii care l-au smuls de acolo și l-au târât dincolo, este și bolnav. Are o afecțiune care necesită tratament. Familia sa, de sâmbătă încoace, se roagă pentru ca Omer să fie liber și roagă, măcar atât, teroriștii, să accepte să primească medicamentele de care tânărul de 22 de ani are atât de mare nevoie. Au făcut apel prin Crucea Roșie? Nimic. Au făcut apel direct către Hamas? Nimic. E o poveste... Pe cât de dureroasă, Adrian, doamnelor și domnilor, cât de crunte aceste imagini cu Omer bătut, așa cum vedeți, în această camionetă, familia a decis să le facă publice, să le vedeți pentru a înțelege o planetă întreagă care este soarta celor aflați în captivitate în momentul acesta în fâșia Gaza. Aveam să aflăm astăzi, documentând povestea lui Omer, un lucru extraordinar și ne bucurăm că este alături de noi. Doamna Vili Venher este bunica lui Omer, de origine română. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Nu putem să spunem bună seara, că nu e nicio seară bună în această perioadă, dar să sperăm că împreună reușim să vă fim alături, măcar să mișcăm cumva lucrurile și poate, măcar atât din apelul dumneavoastră, măcar medicația de care Omer are nevoie să ajungă la el. Vă mulțumesc pentru că ne dați posibilitatea să vorbim despre nepotul meu și despre faptul că omul n-a făcut absolut nimic decât un om tânăr care îi place muzica și a plecat să se distreze. Eu sunt bunica lui. Eu m-am născut în timpul războiului, celui de-al doilea război mondial. Eu am trecut Holocaustul. Văzând imaginile care rup inima oricui, în special a lui bunici. Și aș vrea să vă rog, dacă aveți vreo posibilitate, precis că aveți reporter în regiunea asta, numai să știm că trăiește. Nici asta nu putem afla nimic și am dorit foarte mult să-i putem transmite medicamentele și urările de bine din partea tuturor. Cred că se aude deja vocea dumneavoastră, doamna Vinker. Ați supraviețuit Holocaustului, ați plecat din România în 1965 și v-ați stabilit în Israel, ați trăit o viață... În 65 am plecat din România, m-am stabilit în Israel și aici mi s-au născut copii, am doi băieți și nepoți. Eu am plecat din România, dar România nu a plecat din mine. Eu vorbesc limba română și citesc limba română și am prieteni în România, creștini, nu evrei, colegi de clasă și prieteni care suntem în legătură și acum, care caută să mă consoleze. Nu există o consolare, nu poate nimeni decât Dumnezeu să ne ajute. Dar Doamna Vinker, de ce medicamente are nevoie Omer? Care este boala pentru care trebuie să primească acest tratament? Poftim? Pentru ce boală trebuie să primească Omer acest tratament? Ei, are o colită cronică și are medicamente care le ia. Și ați încercat prin Crucea Roșie, familia dumneavoastră a încercat și prin Crucea Roșie. Au încercat prin Crucea Roșie și n-au reușit.
Celula de criză din Israel v-a dat vreo informație? Există indicii în legătură cu el? Singura informație că a fost răpit, care am văzut-o și noi, că a fost răpit de Hamas, teroriști, și a fost răpit în Gaza. Prietenii cu care se afla la acest festival de muzică v-au dat vreo informație suplimentară de ce l-au luat, în ce context, de ce era dezbrăcat? El a fost cu o prietenă din același oraș, au fost acolo, ieri a fost înmormântarea fetiței. Fetița și-a pierdut viața în atacul acela, unde 260 de tineri au fost pur și simplu. A fost omorâtă de oamenii de Hamas, nu pot să-i spun oameni, că nu sunt oameni, de teroriști din al lui Hamas. Și ca ea, mai sunt mulți alții care, mai sunt oameni care n-au supraviețuit și nu se știe exact încă cine sunt. Doamna Vincăr, ați supraviețuit Holocaustului, ați fi crezut că se mai întoarce istoria atât de crudă după atâția ani? Da, n-am crezut că eu am să mai trec așa ceva. Eram chiar un copil mic, eram aproape un sugaci când ne-au luat din Cernăuț, acolo sunt născută. Din Cernăuț ne-au luat la ghetto, acum în Ucraina, la Giuril am fost și am stat acolo 3 ani jumate și singurul lucru care ne-a salvat a fost bunicii, că ei au fost duși din Rădăuț, orașul nostru, și au fost dus cu trenul și ei au luat lucruri cu ei. Doamna Vincăr, vreau să dau...